Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În luna mai, peștei își vor ascuți intuiția, vei simți atitudinea celor din jur, nu sări la concluzii. Dacă nu ți place de cineva, cel mai bine este să te muți pentru o vreme. Poți fi în liniștită de veștile proaste care vin de departe. Datorită inițiativei și sociabilității, peștii vor începe să atragă oamenii noi cu gândire extraordinară și idei neobișnuite. Între timp, în perioada 5 la 15 mai, nu sunt excluse restricții și distrageri bruște. Dar, în același timp, pot exista oportunități ale care se permite peștilor să consolideze bugetul. A doua jumătate a lunii mai va deveni o perioadă și mai pozitivă când evenimentele care au loc vor contribui la eliberarea unor fațete complet în noi ale talentului peștilor. În plus, la sfârșitul primaverii, potențialul intuitiv poate deveni agravat, iar faptele unui psiholog se vor manifesta în mod clar. Prin urmare, peștii vor înțelege mai bine adevăratele motive și dorințe ale altor oameni. La sfârșitul lunii, mulți vor începe să scrie o nouă carte a vieților, pornind de literalmente totul de la zero. Dragoste, peștinii beci pot conta pe faptul că au o serie de noroc. Vei întâlni adesea oamenii noi, dar nu ar trebui să te deschizi imediat. Nu toată lumea îți va putea câștiga atenția, așa că poate exista chiar un fel de luptă pentru atenția ta. În ciuda prudenței tale, noile cunoștințe sunt destul de promițătoare pentru o viitoare uniune. Dacă îți dorești de mult, adică să-ți conectezi inima în căsătorie, atunci perioada de la 12 la 20 mai va avea succes pentru asta, zilele acestea poți aplica la oficiul de stat sau poți avea o nuntă, poți fi sigură că totul va trece fără probleme și va fi amintită toată viața, cuplurile se vor bucura de a fi aproape unul de celălalt, singurul lucru care poate interfera cu armonia ta este gelozia dar cel mai probabil nu va fi justificată. Sănătatea Mulți pești pot simți o cădere gravă. Aceste lucru se datorează astenie și hipovitaminozei. Asigură-te că te testezi pentru a exclude boli mai grave. În general, astrele te sfătuiesc să-ți stabilești o rutină zilnică. Obișnuiește-te să mănânci alimente sănătoase și să te miști mai mult. Întinsul pe canapea în fața televizorului nu va face decât să exacerbeze blusul și afecțiunile fizice. Gândește-te la ce hobby ai vrea să-ți faci pentru a-ți lua minte de la rutina zilnică. În luna mai, ești predispusă la răceli frecvente. Acordă atenție măsurilor preventive și încearcă să te protejezi de virus și dăunători. Îmbracă-te călduros și nu răci prea mult. Vreme înșelătoare poate duce la inflamarea severă a nasofaringelui sau a bronhiilor. Banii, datorită intuițiilor, peștii vor putea învinge concurența, vei găsi o utilizare chiar și pentru cele mai extraordinare lucruri, această abordare a muncii va mulțumi foarte mult șefii, dacă visezi să ocupi o poziție mai înaltă, atunci nu te baza pe un rezultat rapid acum ar trebui să fie plantat aici însăși vlăstarul de încredere, ceea ce va duce în viitor la fructe suculente. Abilitatea de a face noi cunoștințe va juca în mâinile tale, iar perioada de la 15 la 25 mai poate fi foarte utilă în negocierile cu cineva. Prin urmare, nu fi surprinsă dacă șefii te aleg pentru o călătorie de afaceri interesantă nu-ți fie teamă să transferi unele dintre treburile tale pe umerii colegilor, ei te vor ajuta sincer, dar nu trebuie să ai încredere în începători, unii dintre ei nu te vor plăcea la prima vedere. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!